Bună ziua, la ședința de astăzi sunt prezenți 16 consilieri din totalul de 21 în funcție. Am rugămintea să propunem un președinte de ședință. Doamna vice? O propune doamna Havrici, Iulia, dacă tot are experiență. Cine este pentru unanimitate? Mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi, scăpat de mine, da? Prin dispoziția... Dați să fac prezența, nu? Da. Prin dispoziția numărul 1244 din 10-12 am fost convocați astăzi la o ședință de mandata Consiliului Local. Ordinea de zi cuprinde 3 proiecte. Supunem la voi ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Primul proiect pe ordinea de zi, privind aprobarea efectuării unei cheltuieli în bugetul local. Rog avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridic. Aviz favorabil. Dar 17 consilieri. 17 consilieri sunt prezenți, cu ajuns și domnul consilier Vasile. Discuții? Pe marginea primului proiect? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 219 din 18-12-2020, privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roma. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Suntem 18. Avem la privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018. Rog Comisia Buget, aviz? Aviz favorabil. Comisia Juridic? Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Nu poate părsta la comisie. Da, rugăm să spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Da. Mulțumim, vă mulțumesc încă o dată, domnul consilier, pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Urgența majoră era dată de rectificarea de buget. Nu știm încă în mod ferm până când va lucra trezoreria și există probabilitatea ca luni pe 17 decembrie să mai facem o ședință de îndată, tot cu rectificarea de buget, urmând ca ședința ordinară să o facem pe data de 19 decembrie, miercuri, și eu v-aș propune ora 13, dacă este în regulă și pentru dumneavoastră. În special cadrele didactice, știu că mai erau probleme. Deci, ok, atunci rămâne ora 13 pentru 19 decembrie. Oricum veți fi convocați pentru ambele ședințe la sfârșitul acestei săptămâni. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o zi bună!